Tragedie fără margini, într-o comună din județul Timiș, un bărbat a murit după ce a fost strivit de un mal de pământ. Bărbatul a fost îngropat de viu de pământul care a căzut peste el. Polițiștii din cadrul secției 3: Poliție Rurală Sân Andrei au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 59 de ani, în timp ce efectua lucrări de săpare a unui șanț de colectare a apei pluviale, pe drumul județean 693. La marginea localității Biled, ar fi fost surprins de un mal de pământ. Din nefericire, bărbatul a decedat. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. În continuare, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, transmit reprezentanții,